Planurile de nuntă ale unui bărbat din Hunedoara au fost distruse după ce acesta a aflat de la primărie că nu este divorțat de fosta soție. Certificatul de divorț pe care îl avea era un fals, așa că s-a adresat instanței. Cum s-a încheiat totul, ne spune chiar în aceste momente Aurina Petrea. Aurina, revenim la tine pe marginea acestui subiect. Un bărbat divorțat din Aninoasa a avut parte de surpriza vieții sale în momentul în care a dorit să se recăsătorească. Acesta a aflat că este în continuare căsătorit pentru că certificatul de divorț era fals. El a depus actele de divorț în anul 2015 la ofițerul stării civile din primăria Aninoasa. Angajata primăriei însă a uitat să trimită actele la judecătorie. Astfel, când cei doi soți au venit să-și ridice actele de divorț, femeia a realizat ce s-a întâmplat și le-a dat un certificat de divorț fals. După 5 ani, când bărbatul a vrut să se recăsătorească și a depus actele, totul a ieșit la iveală. Angajata primăriei și-a recunoscut vina, ea de altfel a fost reclamată, trimisă în judecată și condamnată la 10 luni de închisoare cu suspendare. Cei doi foști soți însă au făcut apel la această decizie și așteaptă acum ca magistrații să le facă dreptate. Mai mult decât atât, aceștia au solicitat și daune morale.